Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, cel care face parte din conducerea Partidului Popular European, a postat în urmă cu câteva minute pe pagina sa de Facebook următorul mesaj. Breaking news. Da, spune politicianul Siegfried Mureșan. Surpriză la Congresul Partidului Popular European de la București. Delegația austriacă nu a mai votat împotriva manifestului electoral al Partidului Popular European, care cere aderarea cât mai curând posibil a României la spațiul Schengen. Manifestul a fost adoptat în unanimitate. Sabina, vocile oficiale din Austria spuneau că se vor opune acestei decizii. Păi, o să vedem mâine. Păi se vor opune în continuare, pentru că știm foarte bine că Carnea Măr nu a fost acolo. Așadar, au votat cum au vrut ei. Ești reprezentanții. Foarte rudăgeoasă cu domnul Mureșan, sau cum îl cheamă. Da. Păi, da. Reprezentanții de la... L-am explicat, nu l-am stricat. Reprezentanții austriești de la București nu sunt cei din partidul lui Nehammer? Și? Păi... Iau un exemplu. Da, situația din deci partidul PNL. Nehammer votează și pentru și împotriva? A spus secretarul general al OVP. A spus secretarul general al OVP într-o declarație preluată de presa din Austria. Partidul condus de Nehammer. Astăzi da. A spus că, și am citat și eu în articolul despre... în sfârșit, România de pe radarul african, pe radarul european, că Schengen este un sistem stricat și că trebuie întâi să le reparăm. Anticipând ce va spune mâine domnul cancelar Nehammer. Prin urmare, da, au dat un vot și au spus că noi, atenție, asta nu are nicio valoare instituțională. Absolut. E o declarație politică lipsită de absolut orice una valoare. Una vorbesc, alta fumează, nu, dar asta nu pot să Schengen nu aș putea e un sistem stricat, sunt de acord. Că absolut. Trebuie reparat, nu sunt de acord. Nu cunosc, dar nici nu vreau să resping această idee. Crește foarte mult tensiunea, doamnelor și domnilor, în așteptarea lui Carl Nehammer la Congresul Partidului Popular European, care se ține la București. Mircea spune să fim relaxați, n-avem cum să fim relaxați, pentru că dacă delegații austrieci din partidul lui Nehammer au votat ca România să intre în spațiul Schengen dar și cu zona terestră... Dar n-au spus când, nu vă supărați. Au spus că de principiu sunt de acord după ce se va repara spațiul Schengen. Nu știm când se va întâmpla asta. Sunt mari surprize în privința lui Carl Nehammer și a poziției lui.